Mie nu mi-a plăcut școala niciodată, bănuiesc că vă dați seama. Ei, mie nu mi-a plăcut școala și dacă părinții mi-au zis du-te la școală, m-am dus. Dar asta nu înseamnă că mi-a și plăcut. Ok? Și întotdeauna am fost un elev mediocru. Pentru că mă plictiseam. Efectiv, nu mă regăseam acolo. Eu nu vreau să vă spun că școala nu este bună. Vreau să vă spun doar că nu este responsabilă pentru viața noastră. Și mă bucur că am reușit să-mi dau seama de acest lucru foarte repede, de la o vârstă foarte fragedă. Ok? Și am fost întotdeauna un elev mediocru. Am luat note atât cât să trec, da, un examen, o teză, bla bla bla, ce mai este, bacalaureatul, da, care este un fel de... Examen de maturitate, bau, bau. Examen de maturitate, da. Este un fel de... Deci dacă n-ai bifat bacalaureatul, ok, nasol. Înseamnă că nu e bine. Ok? Bun. Și eu n-am mai înțeles rolul școlii din după clasa a patra. Adică e ok până în clasa a patra, pentru că învățăm să scriem, să socotim lucruri utile, corect? Deci nu, da? Să nu fim analfabeti sau Doamne ferește. Da? Să nu știm să semnăm cu ampreta. Ok? Da. După clasa a patra, profesorii mei, am intrat în clasa a cincea și am văzut că în a cincea făceam ce am făcut în a patra. Și atunci am întrebat, zic, doamna, dar asta am făcut anul trecut. Zice, da, dacă e mai detaliat. Da, am urmat clasa a șasea. Zic, da, dar asta le-am făcut la a cincea și la a patra. Zice, da, dacă ești la în plus. A urmat a șaptea. Și la fel, la fel, la fel. Și am crezut că, în sfârșit, după ce voi termina clasa a 12-a, dacă voi termina clasa a 12-a, voi ajunge la facultate și acolo se va, voi avea parte de iluminarea totală. Deci, ca budismul zen, știți? Bam! Te lovește în față, direct iluminare totală. Zic, în sfârșit, m-am uitat eu pe temele facultății mele și scrie acolo antreprenoriat, management, marketing, drept, statistică, bla bla bla, zic, băi, contabilitate, mi-a plăcut asta, zic, băi, astea sunt meserii, contabil, statistic, manager, zic, poate în sfârșit învăț și eu altceva în afară de Eminescu, Creangă, dacă nu ne ține de foame să omul lase păsărele. Eu asta îmi place să spun întotdeauna, ok? De asta nu mi-a plăcut, nu m-am regăsit în școală, pentru că, haide să fim serioși, s-a dus cineva vreodată să se angajeze și v-a întrebat, bine că ați venit. Știți, somnorase păsărele? Anormal, pentru că eu la limba și literatura română am fost premiat. Ia zic! Și ce? Somnorase păsărele, pe la cuiburi se adună? Pe ascunse de mâine. Noapte bună! Felicitări! De mâine sunteți director de multinațional. Nu se întâmplă așa ceva. Și tocmai de aceea, dacă observați, la tinerii din ziua de astăzi, sunt puțin rătăciți. Și eu mă regăsesc aici, pentru că și eu am fost rătăcit. Și tocmai de aceea înțeleg. De 7 ani de zile lucrez în special cu tineri, studenți. Și la toți observ același mecanism. De fiecare dată când îl întreb la ce facultate ești, științe economice, drept, ASE, plin străine, bla bla bla, nu știu, toate facultățile posibile de pe pământ. Următoarea întrebare este, ai ales tu să faci această facultate sau o faci din necesitate? 90% dintre ei mi-au spus că o fac din necesitate. Adică necesitatea traducându-se prin așa a zis baba. Sau mă omoară ai mei dacă nu fac facultatea asta. Ok. Și ce faci după ce faci această facultate că a zis mama? Pentru că este clar că tu la cursuri o să te joci pe iPhone, este clar că tu o să-ți dorești să chiulești, să te duci la cafenele cu cea mai frumoasă fată de la tine din clasă, Doamne ajută, sau cu colegii tăi la fotbal. Ok? Și trec anii. Și apoi, după ce ai terminat o facultate, dacă ai convins-o pe mama ta că nu mai are rost să faci și masterul, care este perfect, sau doctoratul, Doamne ferește, Doamne ajută, yes, și doctorat, ok, deci plus master, încă 2 ani, corect? În funcție de facultate. Plus doctorat, în total cam câți ani de școală ar fi? 20, corect? V-a garantat cineva că la finalul acestor 20 de ani veți ajunge milionari? Sau veți ajunge oameni de succes? Nu prea. Tocmai de aceea eu am studiat acest proces al învățământului. Și o să vă spun și statistica. Spune în felul următor. Din 100% oameni care urmează acest proces educațional, doar 1% ajung să fie de succes la finalul lui. Ceea ce înseamnă că dintr-o 100 de oameni care își termină studiile, doar 1 ajunge să fie un om de succes. Și nu trebuie să ne întrebăm ce au făcut ceilalți 99% și pe ei să întrebăm cum au reușit. Spune-mi!
Tu unde te-ai angajat? Cum poți să câștigi 12 milioane și eu doar 10? Liderule! Bitch me master! Și trebuie să ne uităm la cei 1% și pe ei să întrebăm cum au făcut. Eu asta am căutat toată viața, acel 1%. Și numai că am căutat. Dar prin toate acțiunile pe care le-am făcut și visul meu cel mai mare, pentru că tot am vorbit colegii mei despre vis, este să măresc acest procentaj de 1%. S-ai respectat cum bați banii, unora le închid măcănitul ca Giovanni. Clinic, ți le dau non-stop, când-s prost autosifon, ia da ești dop. Crește pateu, suferă vedeta, uite restul dă-i bătaie cu trotineta. Unică ta fura pe tine creta, dar pierdut în Pampers, ți se pare gangsta. Faci chetă, faci cheta, nu spargi găi, bă, te arzi cu bricheta. Potaie, stai calmă, că dacă o dăm pe față te ia somnul după palmă.